să fiu aici în fața voastră în calitate de director. Până acum eram în calitate de profesor și, bineînțeles, consilier pe protecția consumatorului la Asociația pentru Protecția Consumatorului. Așa cum am fost obișnuiți în fiecare an, în data de 15 martie, marcăm Ziua Mondială a Protecției Consumatorului. Astăzi avem invitat pe domnul viceprimar Lucian Nemes și domnul președinte de la Asociația pentru Protecția Consumatorului, domnul inginer Chiorian Ioan. O să dau cuvântul pentru început domnului viceprimar. Astăzi avem o zi importantă, sărbătorim 55 de ani de la momentul declarării oficiale ca și zi a protecției consumatorilor, data de 15 martie. Acest lucru s-a întâmplat prima dată în America, țara tuturor posibilităților. Eu mă bucur că noi aici la Turda avem o asociație care are o vechime de circa 13 ani, care sprijină, sfătuiește consumatorii cum să se poziționeze în raport cu prestatorii de servicii, în raport cu magazinele. Eu cred că și în România este un subiect foarte important acesta și eu cred că fiecare dintre noi trebuie să cunoaștem aceste drepturi, pentru că nu de puține ori am fost pus în anumite puși, în anumite situații în care nu am știut cum să acționăm corect pentru a ne proteja drepturile. În acest sens, vreau să-l felicit pe domnul Chiorian pentru întreaga activitate pe care o desfășoară, pe domnul Somo, care și dânsul a pornit în urmă cu 13 ani ca și membru fondator al acestei asociații și, nu în ultimul rând, pe doamna director. În fiecare an, ziua de 15 martie, marchează Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, eveniment dedicat sărbătoririi și manifestării solidarității în cadrul mișcării consumatoriste internaționale. Această zi a fost sărbătorită pentru prima dată în 15 martie 62, când președintele Statele Unite din vremea aceea a enunțat primele patru, drepturi ale consumatorilor, și anume dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul la posibilitatea de a alege, dreptul la posibilitatea de a alege produse sau servicii și dreptul de a fi ascultat.